greu să vă spun că în sistemul judecătorești este totul bine și totul rost, dar să fac eforturi dumneavoastră, cred că dacă se recunoaștem. Ați văzut, referitor la transparență, nu știu dacă, poate mai sunt doar de Parlament, unii se botează, se deschide, se dau întrebări, se filmează tot, dar alte instituții de stat nu cred că au așa progrese. Eu vorbesc de transparență. Orice hotărâre se publică pe portalul instanței judecată. Adică orice persoană, indiferent chiar dacă nu-i parte de dosar, are drept să ia cunoștință de hotărâre. Vorbesc care sunt hotărâri publice, în afară de cele care sunt în ședință închisă. Acum vrem să facem, dacă să facem dosarul electronic, în genere nu numai hotărâre, dar și toate materialele din dosar vor fi scanate și vor putea fi accesate de părți pe dosar, adică ce înseamnă de către avocați, procurori, ar putea să stăie și în birou ca să acceseze materialele dosarului. Dar o să vedem cum se va primi cu bugetarea. Ca să fac progrese, poate s-au făcut progrese referitor la unificare practică judiciară, fiindcă asta e foarte important ca pe un caz, pe mai multe cazuri similare, să fie adoptate soluții de același gen. Dar e clar că mai există rezerve. Eu recunosc că există rezerve și se fac eforturi, dar totodată trebuie să ținem cont că odată cu reforma, însă instanța judecată trebuie reformată și alți actorii procesului de judecată. Eu vorbesc de către procuratură și de către chiar însă și avocatură. Pentru că dumneavoastră cunoașteți, dacă cererea de chemare în judecată este întocmită necalitativ sau cu deficiențe mari, atunci e clar că tot procesul de judecată se duce drept. Până la urmă, judecătorul este responsabil de hotărâre, dar este foarte complicat să explici părții că avocatul nu a prezentat probe și de atâta pe proces. Oricum, prima impresie, partea și-o face de judecător, că judecătorul nu a adoptat hotărârea respectivă. Dar vreau să vă dau chiar o statistică, dacă am ajuns la chestiunea în cauză. Chiar am examinat anul acesta statistica, în jur s-au examinat cam așa, plus minus, peste aproape în jur de 250.000 dosare pe toate instanțe judecate și cam 33% din toate hotărârile sunt contestate. 33% sunt contestate, într-o sută. Acum, uitați-vă, din 33% contestate, cam așa, 17% depinde de dosare civile sau penale. La penale sunt mai puține anulate, la civile sunt mai multe. Sunt anulate. Și până la urmă se vehiculează situația că populația nu are încredere în sistemul judecătoresc. Dar dacă vorbim după procentul contestărilor și rămânilor hotărâri în vigoare, procentul care nu este de acord cu hotărârile instanței judecătorești este foarte mic. Și este și normal, și în orice țară, o hotărâre când se adoptă, indiferent pe penal, pe civil, oricum o persoană rămâne nemulțumită. Că asta este specificul. Și oricum există loc de interpretare. Dar, până la urmă, eu consider dacă hotărârea este legală și întemeiată, asta e cel mai important lucru, până vor să înțeleagă. Sunt foarte, eu în practica mea activitate, de, așa vă spun sincer, de 18 ani de judecător, au fost foarte puține cazuri când am respins, mai ales pe dosare civile se referă mai mult, am respins cererea și persoana a recunoscut. Într-adevăr, dumneavoastră aveți dreptate. Oricum se vehiculează ideea că el are dreptate.